oriunde ne-am duce, luăm cu noi propria identitate. Cămașa cu altiță reprezintă identitatea mea de bucovineancă. A purtat-o mama și bunica și străbunica. Cămașa cu altiță este o piesă cu sentimente, cu sentimentele celor care au cusut pe ea păsări, flori. Cămașa tradițională este un adevărat simbol național, mai ales în contextul european de azi, când popoarele sunt încurajate să-și promoveze propriile valori. Român de aproape și român de departe, bun găsit la o nouă întâlnire sub genericul articolul 7. Vă propun o discuție despre rădăcini, identitate și cultură, despre frumusețea și lumina Voronețului, unde au coborât din cer fărâme de albastru, iar icoanele sunt pictate cu nuanțe de lumină. Să ne amintim azi și de Brâncuș, țăranul înțelept din Hobița. În 1908, la Paris, Brâncuș avea să-l întâlnească și pe Matisse. Matisse, care primea de la prietenul său, Teodor Palladi, câteva ii românești. Iar între 1939 și 1940 lucrează la tabloul lui celebru, La Bluz Rumen. Prin veselia ei, bluza românească reprezintă o licărire de optimism și speranță, spunea Matisse. Efectul asupra lui este atât de puternic încât păstrează în mai multe tablouri elemente din portul popular românesc. Pentru noi, românii de pretutindeni, Ia este un adevărat simbol național, iar astăzi, de Sânziene și de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, omagiem împreună cămașa românească oriunde ne-am afla. Puține simboluri de identitate națională sunt, în același timp, atâtea lucruri. Un obiect meșteșugit, o operă de artă, o piesă de îmbrăcăminte, o emblemă, un simbol al femeii. Oriunde ne-am duce, luăm cu noi întotdeauna propria identitate, așa cum a făcut și Brâncuș, inovatorul care a eliberat sculptura de imitația mecanică a naturii și a împletit spiritul și sensibilitatea, exprimând însăși esența lucrurilor. Despre expoziția Brâncuș, sublimarea formei, organizată la Palatul Artelor Frumoase din Bruxelles, cel mai important eveniment al Festivalului Internațional de Arte Europalia, ne vom reaminti astăzi și ne va vorbi curatorul Doina Lemni. Cu Mirel Taloș, președintele interimar al Institutului Cultural Român, vom discuta despre elementele definitorii ale identității, chiar dacă postmodernismul promovează un homo universalis, un om fără chip și fără asemănare, identic aici și oriunde. Dacă Europa își va pierde națiunile, își va pierde partea cea mai importantă a tezaurului său și va pieri, crede Mirel Taloș. Dar mai întâi vă propun o reîntâlnire cu țesătoarea de lumină Cela Neamțu, marea doamnă a tapiseriei românești, și cu maicile erudite de la Voroneț. Sunt foarte încântată să fiu cu o expoziție care ilustrează Ia românească. Și dacă mă uit în sală, am senzația că iile noastre din tablouri deja vă acoperă. Sunteți adevărate zâne, zâne sunt zienele care le sărbătorim astăzi. Ia este o emblemă a eleganței, a bunului gust nativ al româncelor. Ia este o piesă simbol al portului românesc, cusut de bunica sau de străbunică, încărcat de sentimente în funcție de modelele cusute de ii, geometric sau floral. Iile au prezentat un ritual, o stare de spirit. Am venit îmbrăcată cu element geometric care reprezintă roata norocului. Mulțumim ICR-ului Lisabona pentru organizarea acestei expoziții cu o tematică atât de dragă nouă, Ia. Lucrările sunt creația ale purtătoarelor de ii, artiste, femei artiste din România.
Felicitări și mulțumim din toată inima. Blusa rumena é como o fado, símbolo de identidade. Umas vezes agradável, é bom ter uma identidade, e tanto o fado como a blusa rumena têm méritos confirmados, outras vezes nem tanto assim. Pode ser chato, ou até incómodo e desagradável, e bué de bué, sermos sempre identificados por um clichê. A blusa rumena é, além disso, símbolo do lugar da mulher na sociedade tradicional. Bonita, laboriosa, paciente. Dou, então, desde já, os meus sinceros parabéns à curadora da exposição, a senhora e grande artista Tchela Neanto. Muito, muito parabéns. Discutindo a exposição com o nosso anfitrião, Gelo Savonea, nós falávamos, quando estava a ser montada a exposição, falámos sobre a identidade, aquelas coisas que dois grandes intelectuais fazem quando falam, quando se encontram. E é uma foto de Alexandra Budiano, que está ali. É uma foto de uma mulher de costas nuas, com padrão da blusa rumena tatuado ao longo entre as espaldas. E o Gelo, nesta conversa, ele leu assim: vá uma pessoa para onde for, para que país for, essa pessoa leva sempre a sua identidade. Leva sempre lá gravada a sua identidade. Neste caso, a identidade rumena. E eu concordo. Até porque não vou numa festa discordar radicalmente do anfitrião. Mas eu acrescentaria apenas algo mais. E o que eu acrescento é apenas isso, que é um complemento. Vá uma mulher onde for, ela carrega sempre, sempre, sempre consigo essa sua maravilhosa, mas também difícil, 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 identidade. Estou aqui na exposição, é um prazer. Foi um convite muito inesperado. Ainda não consegui ver tudo. Os quadros são lindíssimos. Todos eles mostram esta ia, que é esta blusa tradicional rumena. E todos estes quadros foram feitos por mulheres. E todos eles têm técnicas muito diferentes. Usam o papel, a tinta, a fotografia. Usam o óleo, usam a aguarela, inclusive há coisas que são feitas em barro, portanto a exposição é lindíssima. A Ia é esta blusa que não é minha, é lindíssima também, reparem. Com licença. É lindíssima, não sei se me fica muito bem, mas é lindíssima. É um trabalho minucioso, um trabalho de muita paciência. E que me deu muito, 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 muito gosto de vestir. Não é minha, foi-me emprestada. Pediram-me para ser modelo e eu aceitei. E estou-me a divertir tem muito. Cores muito bonitas, não tem, né? As cores são lindíssimas, há outras com cores mais discretas, mas esta acho que condiz comigo. Este senhor é da Moldávia e encontrei-o aqui, não o conhecia, e estivemos aqui a conversar um pouco. Ele foi muito simpático, mostrou-me alguns quadros, falou-me ali de um quadro lindíssimo que está ali. Sim, é um trabalho muito minucioso. Aliás, são todos têm o seu carácter e realmente é uma exposição muito rica em tudo. Em tudo, até em pessoas. Temos pessoas da Moldávia, de França, da Áustria, temos pessoas da Alemanha, temos romenos, como é lógico, e portugueses. E eu peço desculpa àqueles que não consegui mencionar. E muito obrigada por me deixarem estar. A expoziția noastră este bruiată de sânzienele care sunt în sală. Iile de pe doamnele, domnișoarele din jurul nostru au coborât din tablourile noastre. Deci e un eveniment în mișcare. Avem aici două jurnaliste de la Chișinău, două absolvente de litere.
două sânziene care iubesc frumosul. Astăzi a fost o zi deosebită, întrucât am avut ocazia să venim toate în ei, îmbrăcate în ei, ceea ce ne caracterizează pe noi și zic noi românii de pretutindeni, dar mai îndeoseb pe noi basarabenii, întrucât aici vedem și m-am văzut și în expoziție inspirație din natură, o inspirație din toate zonele geografice ale Marii României. Și aici ne-am identificat și ne-am găsit și noi, basarabenii, chiar pe o bluză acolo era trandafirul de la Moldova pe care l-am găsit. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Pentru mine este un eveniment foarte important și o bucurie să mă aflu astăzi aici. M-am umplut de frumos, m-am umplut de energie pozitivă. Plus că am văzut această expoziție extraordinară, fabulos de impresionantă și am avut încă o ocazie în plus să purtăm straile noastre populare, ia românească, și să ne creeze așa o senzație că suntem acasă, acasă în România. Senzația de acasă o are și adjunctul ambasadorului Americii care e aici, mai sunt și alți diplomați. E mare lucru să transmiți starea de acasă oricui. Exact, aici s-a creat un anturaj, parcă chiar suntem într-un petec de Românie. Ne bucurăm de această sărbătoare împreună cu aceste doamne care sunt portugheze și sunt fascinate de iile românești. Ne mulțumim Institutului Cultural Român pentru această inițiativă. Despre elementele definitorii ale identității, lumea culturală astăzi și cum își adaptează Institutul Cultural Român promovarea valorilor românești la noile condiții mondiale, discutăm acum cu domnul Mirel Taloș, președinte interimar al ICR. Bine ați revenit la articolul 7, domnule Taloș, chiar dacă de data aceasta sunteți la câțiva pași de televiziunea română, respectăm aceste reguli impuse de distanțare și, iată, dialogăm în mediul online, la telefon, mediu despre care dumneavoastră afirmați că este drumul sigur spre dispariția culturii, domnule Taloș. Din păcate, acest COVID a lovit în plin sectorul cultural, pentru că sectorul cultural trăiește prin evenimente vii la care vine publicul. Ori exact aici au fost impuse toate restricțiile acestei perioade, nu doar în România, ci în toate cele 18 țări în care avem reprezentanțe ale Institutului Cultural Român. Practic în toate aceste țări s-a impus carantina, deci au fost stopate orice fel de evenimente. Au căzut în această primăvară victime ale acestui COVID, practic cele mai mari evenimente culturale la nivel mondial. Mă refer la Bienala de la Veneția, anul acesta Bienala de Arhitectură, târgurile de carte de la Paris, de la Londra, de la Madrid, de la Torino. Au căzut evenimente ale unor instituții culturale de prestigiu din România care beneficiau de sprijinul Institutului Cultural Român, cum ar fi, spre exemplu, Orchestra Română de Tineret. În fine, sunt foarte multe exemple care pot fi date, dar dacă aș face o enumerare, aș intra într-o zonă dureroasă de-a drept. Domnule Taloș, noi am început emisiunea evocându-i pe Brâncuș, pe Matisse și pe prietenul lui Palladi. Brâncuș și Matisse s-au întâlnit la Paris și în timp ce vă ascultam, mă gândeam cum ar fi fost dacă Europalia ar fi avut loc în această perioadă. Nici nu vreau să mă gândesc. Ar fi fost un dezastru. Iată. Ar fi fost un dezastru evident și din punct de vedere financiar, ar fi fost un dezastru pentru instituțiile organizatoare ICR și Europalia Internațional, pentru instituțiile partenere, în primul rând Bozar, Palatul Artelor Frumoase din Bruxelles, care a găzduit expoziția Brâncuș, ar fi fost un dezastru pentru expoziția Brâncuș, în primul rând, care, permiteți-mi să amintesc telespectatorilor noastre, este cel mai important eveniment cultural organizat vreodată de România în străinătate. Sunt deja
binecunoscute imaginile cu cozile de la Bozar, de la casa de bilete. Vă dați seama că aceste cozi și intrarea în expoziție ar fi fost imposibil de imaginat în condiții de restricții sanitare. Așadar, o Europalia în condiții de carantină ar fi fost un dezastru greu de imaginat. Nici nu vreau să mă gândesc la asta. Am ratat, practic am încheiat Europalia exact în momentul în care criza coronavirusului a început să devină un subiect public și să se ia măsuri. Deci am încheiat la timp Europalia. Domnule Taloș, spuneați dumneavoastră, dacă Europa își va pierde națiunile, își va pierde partea cea mai importantă a tezaurului său și va pieri. Postmodernismul promovează un homo universalis, un om fără chip și fără asemănare, identic aici și oriunde. Da, unul din proiectele ICR derulate în anii trecuți a fost mesageri identitari, purta acest nume mesageri identitari, și unul din mesagerii identitari promovați de ICR a fost la Blues Rumen, IA. Ea este un element de identitate, un element de identitate tradițională, ea vine din cultura tradițională. Există, cum ați spus și dumneavoastră, un curent care pledează pentru o anumită uniformizare, pentru o anumită respingere a culturilor tradiționale, pentru o atașare de modern foarte radicală prin respingerea oricărei incursiuni în trecutul națiunilor. Acestea sunt, e un curent intelectual de care eu mă dezic. Cred că toate națiunile europene au un tezaur tradițional pe care ar trebui să și-l păstreze și care face parte din bogăția culturală a Europei. Tezaur despre care discutăm noi la această ediție a emisiunii, emisiune pusă în continuare sub semnul lui Brâncuș. E posibil ca această perioadă să rămână în memoria culturală una a creației, a creatorilor care au rămas cu ei și fiecare în domeniul de activitate a creat. Dar cum rămâne cu noi? Cum rămâne cu spectatorii? Cum rămâne cu cititorii care își doresc să se întâlnească cu scriitorii lor? Nu e bine deloc ce se întâmplă să nu ai cum să te uiți în ochii celuilalt. Da. Nu există creație fără creatori. Cred că în această perioadă creația ar fi putut fi stimulată sau poate a fost stimulată. Eu însumi am scris în această perioadă mai mult decât scriam de obicei. Poate că în atelierele pictorilor din București a creat mai mult decât de obicei. Problema este însă că această creație trebuie să fie expusă ca să capete o realitate concretă. Fără târguri de carte, fără expoziții, fără evenimente muzicale, orice s-ar fi creat în această perioadă, nefiind expus, nu capătă o existență reală. Așadar, oricât de mult s-ar fi creat literatură de carantină, artă plastică de carantină, lucrări muzicale de carantină, până ele nu capătă realitate fiind expuse în evenimente culturale, nu există, din păcate. Cultura este înainte de toate un fenomen social. Mai spuneați dumneavoastră, înseamnă societate, societate înseamnă oameni în contact real, nu așa cum discutăm noi acum la telefon. Nu există societate pe internet. Pe internet sau în mediul online există doar diverse forme ale singurătății. Eu cred că online-ul nu poate înlocui evenimentele culturale reale. Teama mea este că chiar și doar din situația cu care ne-am confruntat până acum, cu atât mai mult dacă aceste restricții vor continua pe o perioadă mai îndelungată, teama mea este, reiau, că vor rămâne rând de nevindecat, că o parte din publicul evenimentelor culturale se va dezvăța de a le mai frecventa,
că foarte mulți dintre cei care mergeau la evenimente culturale reale se vor atașa de mediul online, că pur și simplu coronavirusul va descuraja participarea la evenimente reale și că în fond publicul evenimentelor culturale, atunci când va fi trasă o linie peste acest coronavirus printr-un tratament sau printr-un vaccin, publicul va fi mai mic și cu mai puțin entuziasm. În urma acestui șoc planetar, cultura instituționalizată și nu numai ar putea să se reinventeze. Dar oare vrem noi să facem asta? Pentru că e același lucru ca o foaie de hârtie, o carte tipărită și cartea pe care o citești la fel, pe un ecran. Nu e deloc același lucru. Sau poate tinerii văd altfel lucrurile? Bun, haideți să fim onești. Cultura a pierdut foarte mult teren. Ceea ce numim noi cultură în sensul vechi, hard al termenului, deja este într-o diminuare consistentă. Consumul de produse culturale a scăzut considerabil. Uitați-vă la tirajele de carte, sunt penibile comparate cu anii 90, nu spun cu anii de dinainte, când lectura era universală. Cred că, din păcate, pe fondul unei crize deja a culturii și a consumului de produse culturale, coronavirusul vine să mai dea o lovitură care, din păcate, cred că la sfârșit va fi evaluată ca foarte consistentă. Am văzut cum filialele Institutului Cultural Român au avut activitate bogată în mediul online, parteneriate cu oameni de cultură din țările unde funcționează. Dar, până la urmă, dacă această situație va continua, rămânem iar luna martie, Europalia, evenimentul fanion al culturii românești în străinătate din ultimii ani și deja ați menționat o serie de evenimente foarte importante pe care nu le-am mai putut onora, pierderi financiare, dar și de vizibilitate. Interviul cu doamna Doina Lemni, curatorul expoziției Brâncuș, sublimarea formei, a fost realizat de colega mea, Raluca Tudor, chiar în ziua evenimentului organizat de dumneavoastră, Institutul Cultural Român, și de partenerii belgieni la Palatul Regal din București, la Muzeul Național de Artă. V-aș propune și dumneavoastră și telespectatorilor noștri să urmărim acel interviu din luna martie pe care, iată, îl difuzăm abia acum, astăzi, de 24 iunie, de Sânziene și de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, cu doamna Doina Lemni, care sper că acum ne urmărește de la Paris. Ați fost curatorul expoziției Brâncuș, sublimarea formei, din partea belgiană. Cum ați văzut colaborarea cu echipa României, dat fiind faptul că dumneavoastră chiar ați fost propusă de partea belgiană? Precizez de la început că am fost curatoarea acestei expoziții din partea belgiană, dar aprobată și de guvernul României, de partea română. Dat fiind că eu trăiesc în Franța și sunt de origine română, a fost un atu. Și de aceea partea belgiană a dorit să fac eu această expoziție și nu numai de aceea, pentru că de asemenea cunoșteau cercetările pe care le-am efectuat eu de-a lungul anilor, aș zice câteva decenii, și publicațiilor pe care le-am realizat. Deci, pentru mine a fost o bucurie ca să mi se propună acest lucru, deja din partea belgiană și după aceea ca să fiu aprobată și de România. Bineînțeles că România, prin Institutul Cultural Român, a fost alături de mine tot timpul. Cum s-a
produs această colaborare. Am lucrat efectiv pe organizarea expoziției cu o echipă mică de la Europalia, 3 persoane. Eu le-am prezentat conceptul expoziției, pentru că trebuia un concept. Și aici, țin să precizez, mi s-a propus o retrospectivă, o expoziție foarte mare, ca să reprezinte România. Am precizat de la început, retrospectivă nu se poate. Și în cazul Brâncuș, o retrospectivă este și periculoasă. Ce înseamnă retrospectivă? Să prezinți totul. Deja, este foarte dificil să aduni toate operele împrăștiate în toată lumea și apoi, dacă nu ai un concept clar, ai impresia că, în cazul lui Brâncuș, că expui același lucru. La retrospectiva din 1995 de la Centrul Pompidou, care a fost prima retrospectivă Brâncuș, au fost foarte multe opere. Ea s-a numit retrospectivă, dar au fost foarte multe opere. Asta nu înseamnă că se învăța mai mult, pentru că la un moment dat foarte multe păsări erau adunate, Mademoiselle Pogani, domnișoara Pogani, 1, 2, 3, la un loc. În momentul în care nu ai un discurs ca să explici toate acestea, publicul era derutat. De aceea, pentru mine, o retrospectivă nu este neapărat o reușită. În momentul în care partea belgiană mi-a propus să fac această expoziție, m-am gândit la un concept. Trebuia prezentat Brâncuș, omul, Brâncuș creatorul și opera care să-l reprezinte. De aceea le-am propus un concept ținând de seriile pe care le-a lucrat Brâncuș. Eu, în general, țin la o pedagogie, la o logică în a prezenta un artist. Discursurile pompoase, cu un vocabular pe care nu toată lumea îl înțelege, nu și-au rostul pentru Brâncuș. Deci, conceptul meu a fost acesta, de a prezenta, în prima parte, operele de tinerețe a lui Brâncuș, operele care reflectă școlaritatea lui la Școala de Arte Frumoase din București, apoi cu acest bagaj, creația lui de la Paris până a-l întâlni pe Rodin și în jurul anului 1907, până când Brâncuș decide să abandoneze metodele pe care le-a învățat la Școala de Arte și să aplice șlefuirea directă. Aceasta a fost o hotărâre radicală pentru Brâncuș, care însă i-a deschis calea spre a-și găsi drumul și spre personalizarea acestui mare artist care a pus bazele sculpturii moderne. Deci, a fost o parte biografică la început. Cei care au văzut-o au trebuit să ia cunoștință cu artistul, în care am expus fotografii, autoportrete Brâncuș, pentru că, după cum se știe, și acesta a fost unul din aspectele importante din expoziție pe care toată lumea l-a remarcat, am expus foarte multe fotografii. Brâncuș a fost pasionat de fotografie. În momentul în care a văzut și a început să facă fotografie, nu a mai lăsat pe nimeni să-și, nu a permis nimănui să fotografieze operele sale și să-l fotografieze pe el. De aceea, prima parte în care am prezentat autoportretul fotografic este un fel de luare de cunoștință a omului. A doua parte, deci, școlarizarea și confruntarea cu Rodin. Începând din 1909-1910, Brâncuș își clarifică drumul pe care avea să-l urmeze. Totul a fost calculat la Brâncuș. În momentul în care se hotărăște să aplice șlefuirea directă, el este conștient că intră într-un dialog direct cu materialul, cu piatră, marmura, care este tot o piatră mai rafinată, cu lemnul. Deci, aceasta ia mai mult timp de realizare, dar în același timp îi permite să reflecteze, să mediteze. Piatra, aproape materialul, îi dicta ce avea să facă. De aceea, în foarte rare cazuri, se pot vedea urme de desen pe piatră. Brâncuș nu făcea desen preparatoriu, ci iniția piatra și apoi
tot ce ieșea din piatră era ca din mâna unui magician. Deci, următoarea parte a expoziției a fost tratarea acestor serii pe care Brâncuș le-a lucrat timp de ani, de decenii. De pildă, de la Cap de copil, care a devenit, care prin simplificare a devenit, a ajuns la un oval, la Cap de copil adormit, și apoi la un oval care s-a transformat în Începutul lumii, acest ou de care tot se vorbește, dar este un oval care evocă Începutul lumii. Apoi, tot din aceeași idee de a simplifica un cap, un portret, un bust, oare se poate vorbi de portret în opera lui Brâncuș, în sculptură este mai degrabă un bust. Din busturile pe care el le-a făcut, simplificându-le, intrând în intimitatea unui bust, Brâncuș ajunge să le sublimeze și să scoată esența. De ce vorbim de esență? Este pentru că, în cazul domnișoarei Pogănii, este un exemplu, este esența feminității. Femeia care nu neapărat trebuie să fie frumoasă, ci printr-o poziție anume se interiorizează. Acest lucru a vrut să scoată în evidență Brâncuș. Deci, următoarea mare tematică, temă pe care am expus-o acolo, erau muzele. Domnișoara Pogănii, și aici este o teorie pe care eu o urmez și o susțin, Margit Pogănii, care era o artistă unguroaică, o pictoriță unguroaică, care l-a cunoscut pe Brâncuș, nu i-a pozat niciodată. Contrar tuturor teoriilor de până acum, Margit nu i-a pozat niciodată. Numai că Brâncuș lucra tocmai la această poziție de introversiune, de introvertire a femeii, o poziție delicată în care se poate vedea curba gâtului până la umeri, ochii care se închid încetul cu încetul, coafura strânsă pe ceafă. Toate acestea vin dintr-un mit grec care l-a obsedat pe Brâncuș, mitul lui Narcis. Deci, Narcis care se privește pentru și se admiră în apă până cade, cu niște ochi bulbucați. De aici a pornit acest portret Margit Pogănii, Mademoiselle Pogănii, care nu i-a pozat, după cum spuneam, numai că Brâncuș, cum era obiceiul, a făcut o relație între acest chip al lui Narcis și chipul lui Margit Pogănii, care într-adevăr avea o figură, un cap rotund și cu ochi foarte mari, exoftalmici, întrebători. În aceeași sală se află și celelalte muze, muza adormită care a fost admirată de toată lumea, pentru că Brâncuș a adus-o la, într-adevăr, la sublimarea chipului femeii. Provine această muză adormită, pentru asta i-a pozat o baroneasă din Paris, care l-a rugat să-i facă un bust. Brâncuș începe să o sculpteze, nu era o femeie frumoasă, începe să o sculpteze, dar încetul cu încetul a durat foarte mult acest proces. Încetul cu încetul îi înlătură umerii, îi înlătură gâtul, îi simplifică trăsăturile, trăsăturile apar, aproape că dispar, până când îi închide ochii și sunt numai urmele acestor ochi închiși și, cum a înlăturat celelalte elemente ale bustului, culcă acest cap și îl intitulează Muza adormită. Când baroana René Irena Frachon, care i-a făcut această comandă, a văzut această muză, bineînțeles că a fost mulțumită, pentru că, e adevărat, nu o reprezenta ca trăsături, dar ea și-a dat seama, era o femeie foarte cultivată, și-a dat seama că, de fapt, Brâncuș nu avea nevoie să-i reproducă fiecare detaliu din chip. El s-a gândit la ceea ce i-a reprezenta o muză. De fapt, o muză, și multe au fost femeile care au fost muzele lui Brâncuș. Deci, în afară de această, de Mademoiselle Pogănii, muza adormită, o muză care vine de la muzeul din Guggenheim, și aici am avut noroc că am putut obține această muză în marmură albă, am făcut și sala
păsărilor. Se știe și am ținut foarte mult să obținem maiastra, pentru că ea are legătură cu personajul din basmele noastre populare și pe care toți le cunoaștem, pasărea miraculoasă care se schimbă, se metamorfozează în prinț sau prințesă și care intervine ca să ducă povestea la un happy end. Deci am prezentat maiastra și apoi lucrul de la maiastra, pasărea care cântă și care își înalță ciocul către cer, dar care este încă, amintește încă ceva elemente din corpul păsării, alungind-o, ea devine o elipsă și este o dublă metamorfoză și fizică, pentru că aceasta devine o elipsă, aproape se dematerializează. Și Brâncuș îi schimbă, îi metamorfozează, îi schimbă și numele din maiastra la pasărea în zbor. Ne-am gândit de asemenea și la, apropo de aceste metamorfoze și mișcări, la o sală dedicată mișcării în opera lui Brâncuș, știind foarte bine că în sculptură este foarte dificil să redai mișcarea. Numai că Brâncuș a lucrat foarte mult la acest lucru și am avut două exemple extraordinare de care să redea interesul lui Brâncuș pentru mișcare. Leda, care vine de la Centrul Pompidou și care a fost instalată special de Brâncuș pe un platou și care în timpul vieții lui Brâncuș se învârtea pe platoul ei. El instalase un motor în care, în momentul în care apăsa pe un buton, platoul se învârtea și Leda, învârtindu-se, reflecta tot atelierul. De aceea și această operă a rămas în atelier. Pentru el este opera esențială care reflectă tot atelierul. În aceeași sală am expus și Peștele, o operă foarte interesantă, pentru că s-a vorbit, mulți autori de cărți vorbesc de sculpturile animaliere la Brâncuș. Nu ăsta a fost interesul lui Brâncuș, ci pur și simplu el a vrut să redea mișcarea. De aceea Peștele este ca o baghetă care nu mai are solzi, nu mai are cap, nu mai are coadă, dar este foarte simplificată pentru că pe el îl interesa mișcarea să arate cum acest mic animal se strecoară în apă, în noată. N-avea nevoie, este iluzia mișcării. Apoi m-am gândit cum eu am tratat în timp metamorfoza la Brâncuș, m-am gândit la această dualitate, această ambiguitate în opera lui Brâncuș, dintre masculin-feminin, ambiguitatea figurii. Și am expus torsul de femeie, torsul de bărbat care vine de la Washington, de la Muzeul Hirshhorn, și apoi Prințesa X, care este un compus din masculin-feminin. Încheind, bineînțeles, această expoziție cu o evocare prin fotografie și desen și film a ansamblului de la Târgu Jiu. Acesta a fost în mare schema, proiectul pe care l-am propus și pe care l-am realizat, nu cu ușurință, pentru că este foarte greu. Cât de aproape ați simțit echipa României alături de eforturile dumneavoastră și ale colegilor din partea Europalia Internațională? În tot acest parcurs, țin să spun că ICR-ul, Institutul Cultural Român, mi-a fost de mare folos. Pentru că au fost momente de criză, ca în organizarea tuturor expozițiilor. Pe cine m-am sprijinit? Pe colegii de la Institutul Cultural Român, pentru că știam că ei au acceptat această colaborare și că este o participare din partea României. Și drept să vă spun, m-am simțit foarte sprijinită și spuneam eu, pentru că erau și momente de conflict și cu partea belgiană, și zic, n-am fost niciodată așa româncă. Știți? Pentru că mă simțeam și susținută și știam că aceasta era o manifestare pentru țară, pentru România, este simbolul României. De altminteri, directorul Muzeului Național de Artă, directorul meu, care m-a sunat la telefon după ce a văzut expoziția și mi-a zis, vai, este, să mă felicite, să spună că i-a plăcut foarte mult. Ei, zice, ai
ți-ai făcut și tu o plăcere? Zic, da, eu mi-am făcut o plăcere, dar eu am făcut-o pentru Brâncuș și pentru țară. Am urmărit un interviu realizat în luna martie la București cu doamna Doina Lemni, invitată de Institutul Cultural Român, pentru a face un bilanț al expoziției pe care a curatoriat-o domnia sa la Palatul Artelor Frumoase, Bozar, din Bruxelles. Și am revenit la dialogul cu Mirel Taloș, președintele interimar al Institutului Cultural Român, scriitorul Mirel Taloș. Începeam noi acest dialog al mediului online, care până la urmă este îngrozitor și oricâte tururi virtuale ai face, nu știu cum ar fi fost dacă ne-am fi uitat într-un monitor la Brâncuș, sublimarea formei, domnule Taloș. Da, eu sunt adeptul evenimentelor culturale pe viu, vii. Cultura este educație. Ea își realizează misiunea în evenimente vii, misiunea de educație civică, de educație comportamentală, de socializare. Toate acestea se întâmplă atunci când particip pe viu la un eveniment cultural. Sigur că trebuie găsită o pondere justă între evenimentele vii și virtual. Până la urmă, și când asculți acasă muzică pe un disc, este tot virtual. Muzica adevărată se ascultă pe viu la Ateneul Român. Cred așadar că mediul virtual oferă o compensare absolut parțială pentru lipsa evenimentelor vii. Nu vei simți niciodată aceeași emoție estetică în fața unui tablou la Muzeul Național de Artă sau în fața unei fotografii a acelui tablou într-un tur virtual. Nu vei simți aceleași emoții la un eveniment muzical pe viu și la o înregistrare și așa mai departe. Așadar, cred că online-ul este într-o măsură semnificativă o autosugestionare și nu poate înlocui evenimentele reale vii. Așteptăm o limpezire a acestei situații pentru a putea relua evenimentele culturale reale. Ce v-ați gândit să faceți mai departe? Și iată, noi vorbim chiar de Sânziene, când exista această bucurie a comuniunii, a întâlnirii telespectatorilor noștri români de pretutindeni, fie la misiunile diplomatice, fie la sediile institutelor culturale, fie la sediile instituțiilor din țările unde trăiesc ei și se bucurau să poarte cămașa tradițională românească, împreună. Cămașa, dacă era autentică și veche, avea și un miros, un niz pe care îl simțeai de autenticitate și pe care, uitându-te la o fotografie, nu-l vei mai simți niciodată. Într-adevăr, ne-am mutat cât am putut pe ceea ce se numește rețele de socializare, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ne-am folosit de înregistrări ale unor evenimente din anii trecuți, organizate de ICR sau de partenerii ICR. Am produs materiale cu partenerii, materiale noi pe care le-am promovat pe aceste rețele de socializare. Impactul acestora, onest vorbind, probabil că este mult mai mic decât în realitate și pentru faptul că, din cauza restricțiilor, mulți operatori, instituții culturale s-au mutat pe mediul virtual și atunci oferta a fost foarte mare în acest mediu. În fine, am încercat să ținem pasul cu această schimbare obligatorie de strategie și credem că mergem într-o anumită măsură, dar aceasta nu reprezintă un confort. Așteptăm ca în toate cele 18 țări în care operăm prin reprezentanțe să fie ridicate restricțiile astfel încât să poată fi organizate evenimente măcar cu 50 de oameni. Deocamdată, având reprezentanțe de fapt, culmea, în cele mai lovite țări de coronavirus, perspectivele încă nu sunt optimiste. A fost și un caz singular, mă gândesc la Stockholm,
la Suedia, la Institutul Cultural Român din Stockholm. Da, acolo am continuat să facem evenimente de o amploare totuși mai mică, pentru că n-am vrut ca cumva în evenimentele ICR sau organizate la sediul ICR să se întâmple incidente de natură sanitară. Între timp și Suedia a restricționat destul de mult. Așteptăm o relaxare, începând cu România, așteptăm o relaxare a condițiilor de organizare a evenimentelor culturale. În țară, încă la noi, deja este oarecum bine, pentru că s-a dat un ok pentru evenimentele în aer liber, în afara clădirilor. Atunci, domnule Taloș, așteptăm un eveniment în mica curte interioară a sediului Institutului Cultural Român din Alea Alexandru. Cred că pe parcursul verii vom propune mai multor instituții culturale din București organizarea de astfel de evenimente în spații deschise. Domnule Taloș, să ne ajute Dumnezeu să ieșim cu bine din această promovare culturală în mediul virtual, tehnologia înlocuiește totul, dar uneori ne joacă și feste. Cine știe, după Europalia, după fabuloasa expoziție despre care ne-a vorbit, iată, pe larg, doamna Doina Lemni, Brâncuș, sublimarea formei, să continuăm la același nivel prezența românească cu adevărat importantă. Da, Institutul Cultural Român a dobândit o experiență de management cultural excepțională cu Festivalul Europalia. Probabil că cea mai bună experiență de management cultural de calibru internațional în România în acest moment o are Institutul Cultural Român. Să dea Dumnezeu ca relaxarea condițiilor de organizare de evenimente să ne permită să aplicăm, să folosim această experiență dobândită în Europalia. Eu vă mulțumesc și... Mulțumesc și eu. Să invităm împreună pe telespectatorii noștri când vin în România să caute și recentul dumneavoastră roman undeva în Transilvania. Vă mulțumesc pentru menționarea lui. Vă mulțumim și noi, domnule Mirel Taloș. Vă vorbeam despre Voroneț la începutul emisiunii noastre, mănăstirea Voroneț, acolo unde anul trecut a fost serbat la 21 aprilie hramul de primăvară, iar Sfânta Liturghie a fost oficiată de arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților, la final fiind lansată cartea Poeziile Măicuței, semnată de întâia stareță a mănăstirii Voroneț, Stavrofora Irina Pântescu. Pentru că memoria fundamentală și dragostea slujitoarei Voronețului pentru cuvântul artistic împlinit cu har duhovnicesc și-au găsit întruparea în această frumoasă carte Poeziile Măicuței, alături de celelalte cărți despre mănăstirea Voroneț semnate de întâia stareță a mănăstirii Voroneț. Acum 28 de ani, de bună vestire, a fost instalat în al preasfințitul Pimen la Suceava ca episcop al Sucevei și Rădăuților. Am fost la pregătire, la servit acolo la masă. Și a doua zi dimineață, în arpreasfințitul, deschide, eu eram în bucătărie și deschide ușa și mă întreabă: Maică Irina, vrei să iei voronețul? Și răspunsul meu a fost următorul: ca și altă dată când m-ați întrebat în arpreasfințite, iau, cu o singură condiție, sub jurisdicție
proprie, nu sub parohie. Și atunci mi-a spus da. Atunci merg. Și eu am crezut că am să vin după Paști. Dar fiind cu numirea mea și hotărât redeschiderea mănăstirii cu 1 aprilie 1991, deci duminică pe 30 și 1 martie îmi dă telefon în alt preasfințul și spune: de mâine te prezinți la Voroneț. Și atunci am spus, dar întâi să mai strâng din bagaj. Și n-am venit luni cu data din 1, ci am venit marți cu data de 2 aprilie. Am luat în primire gestiunea mănăstirii și a doua zi dimineață am plecat de la Moldovița, adică nu chiar dimineață, după ce am încărcat am o mașină cu celelalte două maici, adică cu Maica Gabriela și cu Maica Rafaela, am venit la Voroneț. Când am ajuns, era după masă. Am descărcat tot ce am avut într-o cameră sus și am venit, s-a făcut ora 6 și atunci am lăsat totul, ne-am îmbrăcat și am venit și am început denia și a fost pentru prima dată după 206 ani a răsunat toacă de mănăstire în jurul Voronețului. După ce au urmat și altele. Greu, dar le-am trecut pe toate cu ușurință. De ce? Am avut, în primul rând, ajutorul lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, și a ctitorilor acestei mănăstiri, a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, a ctitorului spiritual Sfântul Cuvios Daniel Sihastru și a mitropolitului Grigore Roșca, cel care de la vârsta de 10 ani și-a închinat mănăstirea, în viața lui, aici, în mănăstirea Voroneț, crescut, putea să spune, de Sfântul Cuvios Daniel Sihastru, eruditul mitropolit al Moldovei, cel care, după părerea multora, a inițiat, a conceput, după vechile erminii, pictura exterioară din Moldova. Și, având ajutorul acestora, nu ne-a părut greu. Întâi ne-am apucat de biserică. Am curățit, am spălat pe jos. Apoi am pornit la adunarea materialului ca să schimbăm acoperișul, după aceea ca adunare materialului și a bănuților pentru refacerea complexului de la Voroneț. Și după străduințele noastre, Dumnezeu ne-a dat și mulțumire. Ne-a dat ca despre restaurările de la Voroneț să vorbească numai de bine. Și aceasta este o mânghierea noastră sufletească. Este, de fapt,
mulțumirea că ne-am adus aportul atât cât am putut. Mult, puțin, dar Dumnezeu a fost acela care ne-a ajutat și a lucrat prin mâinile noastre, că El este Cel care lucrează prin oameni. Mă gândeam astăzi la Sfânta Liturghie că dacă despre construcția Bisericuței Mănăstirii Voroneț, alături de care suntem, avem dată concretă când a început zidirea, pe 26 mai, luni după pogorârea Duhului Sfânt, când o altă dată când s-a sfințit biserica, pe 14 septembrie 1488. Iată că despre această reînviere a Mănăstirii Voroneț nu mai avem dată fixă, ci data este legată de înviere, de ciclul pastoral. Învierea din 1991, slujba învierii din 1991, a determinat hotărârea acestui act, și anume reînființarea Mănăstirii Voroneț. Așadar, am venit luni, cu data de 1 aprilie 1991, cum a spus Măicuța, a fost hotărâtă reînființarea Mănăstirii Voroneț. Pe data de 2 aprilie, într-o zi de marți, noi am venit pentru prima dată. De aceasta marți este ziua Voronețului. Întotdeauna, orice activitate mare de la Voroneț, noi o începem cu mare drag marțea și nu lunea, pentru că marți este ziua Voronețului. Și încă un detaliu, în catapeteasmă, de obicei, dacă în icoana din dreapta, în icoanele mari împărătești, este icoana hramului, icoana din stânga este de foarte multe ori Sfântul Nicolae, dar de multe ori și Sfântul Ioan Botezătorul. E bine, la Voroneț, icoana din stânga este a Sfântului Ioan Botezătorul, și în ziua săptămânii este ziua de marți, ziua Sfântului Ioan Botezătorul. Iată că marți este ziua Voronețului. Și ca dată este important, dar mai ales faptul că în marțea din săptămâna patimilor și noi am venit, iar în miercurea din săptămâna patimilor s-a făcut prima slujbă mănăstirească după 206 ani de întreruperea vieții monahale. Sigur, nu a vieții liturgice în întregime, pentru că între cele două războaie mondiale a fost biserică parohială pentru sătenii care s-au dezvoltat din foștii lucrători pe terenul mănăstirii. Dar întotdeauna, indiferent de dată, în săptămâna dinainte de Paști, medităm iarăși cu emoție la momentul venirii noastre și, de fapt, realizăm că am fost chemate să slujim Voronețul multisecular pentru un mic interval de timp care înseamnă câțiva ani din viața noastră. Întotdeauna, cel mai greu este un început. Un început de casă, un început de familie, un început de mănăstire. Dacă și noi am resimțit greutatea începutului, dar care a fost o povară ușoară, cum spunea Măicuța noastră, întâia stareța Voronețului, acum, după atâția ani de zile, constat că, privind în urmă, că nu începutul a fost cel mai greu, pentru că orice început are și o anumită lucrare harică și Dumnezeu trimite oameni la orice locaș, mai ales când este locaș pentru slava lui Dumnezeu, trimite oameni din afară care să ajute acel început greu, care este greu, cu multe necunoscute pentru începători. Iată, acum pot să spun, după atâția ani, că nu începutul a fost greu, ci a păstra continuitatea, a merge mai departe și a face toate actele pe care le-am făcut, nu mă refer la hârtii, ci toate gesturile, toate tradițiile, toate să le faci cu aceeași râvnă ca la început, este nu greu, ci foarte greu. Pentru că nu suntem roboți, suntem oameni, mai scade putința și atunci constați că așa cum a fi creștin trebuie să te reinventezi și să remărturisești în fiecare zi prin atitudinea ta, așa este și cu viața de la o nouă mănăstire sau o mănăstire reînființată, așa este și cu viața noastră.
Măicuța noastră stareță, în afară de toate câte le-a rânduit și le-a chivernisit ca să restaurăm bisericuța, împingându-i de la spate pe restaurator să nu lungească treburile, cum se făcea în alte vremuri, și să se termine o treabă începută, să refacă chiliile. Mai mult decât orice, Duhul dumneaei, puterea harică, pentru că este o persoană foarte rugătoare, a făcut ca să construiască o obște. De asemenea, să construiești o strană este foarte important la un locaș unde se fac slujbe lui Dumnezeu. Că nu este suficient să existe un preot, trebuie cineva să dea și răspunsurile la strană. Spre slava lui Dumnezeu, nu se cântă oricum, ci există o atât de frumoasă rânduială a cântărilor din biserică, a tipicului bisericesc, care iarăși nu este ușor de învățat. Venim fiecare de acasă cu un anume comportament, am învățat în cei 7 ani de acasă cum să ne purtăm poate în lume și acolo uneori pot să mai fie lacune. Dar păi să construiești niște oameni care să, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fie în stare să îl creeze o atmosferă liturgică, pentru ca toată lumea care umple biserica să simtă în timpul cât a stat în biserică, să simtă că a ieșit din cotidianul său și că chiar a petrecut cu Dumnezeu acele o oră sau două. Este un lucru extrem de important și nu se face, nu e automat, nu se face de la sine, ci se construiește lucrând cu sufletele și cu pregătirea fiecărei persoane în parte. De asemenea, măicuța noastră stareță a conștientizat valoarea Voronețului, în sensul că toată lumea vine la Voroneț, și atunci a fost necesar pregătirea teologică. În acest moment, cele 12 măicuțe de la Voroneț, toate suntem absolvente cel puțin de teologie și nu orice fel, ci teologie pastorală, pentru că în afara momentelor de slujbă, de exemplu, cele mai mici măicuțe care stă să primească pomenicile și să dea lumânări, oamenii îi pun întrebări și ea trebuie să fie în stare să răspundă. Unii sunt ortodoxi, dar alții sunt neortodoxi și alții sunt curioși, care sunt diferențele teologice. Și atunci, așadar, a trebuit pregătite măicuțele care sunt aici la Voroneț și în acest moment avem 2 măicuțe care sunt la master, la teologie. Este o lucrare interesantă pentru că 2 măicuțe de la Voroneț sunt studente la master la teologie la noastră la București și coordonatoarea lor este o altă măicuță care i-a plăcut cariera universitară și anume Maica de la Mănăstirea Sucevița. Iată, nu e numai dacă suntem măicuță, stăm în genunchi și ne rugăm. Este o mare diversitate de acțiuni care se fac în mănăstire. Sigur că acest monument este viu și din punct de vedere material. Și atunci sunt tot timpul necesare lucrări de întreținere, de conservare, de grijă. Se mai deteriorează. Acum m-ați întrebat de lucrări care urmează. Tocmai s-a surpat o parte din zidul care împrejmuiește și protejează Bisericuța Mănăstirii Voroneț și una din activitățile cele mai grele ale acestui an va fi să întreținem șantierul cu oamenii și cu specialiștii care vor veni să ne ajute la refacerea acestui șantier. Dar să nu uităm că a fi în fiecare zi în biserică nu e puțin lucru. Asta este o constantă pe care îmi vine în minte acum să o echivalez cu munca mamei care este casnică și aleg, în urma ei pare că nu se vede nimic. Așa și locașurile acestea, la când vine ora că trebuie să sune clopotul și cineva cu responsabilitate să vină să facă acea slujbă. De asemenea, toate cele care sunt necesare, mai la Voronez specific este faptul că vine foarte multă lume din tot mapamondul și atunci a doua activitate ca importanță este primirea oamenilor. Unii sunt pelerini, deci primirea pelerinilor, dar alții sunt cu interes cultural și atunci
Noi trebuie să ne organizăm în așa fel încât să fim la dispoziția acestor oameni. Deci pare că nu e un proiect așa foarte, foarte important, dar asta este totuși o activitate care trebuie susținută în fiecare zi și în fiecare moment. Când oamenii au apărut, trebuie să ne punem la dispoziția lor. Nu vreau să spun că e ceva greu, este o activitate foarte frumoasă și chiar care necesită și un pic de umilință, pentru că nu e puțin lucru ca să fii responsabil ca prin cuvântul tău să atingi coarda sensibilă interioară a celui care este în fața ta, ca și duhovnicul. Dar duhovnicul are altă lucrare, iar noi nu suntem duhovnici și totuși simțim că vorbim despre mesajele acestei minunățenii de picturi, de icoană teologică, atingem coarda sufletelor lor. Și atunci, pentru tine, ca vorbitor, este o permanentă preocupare unde te situezi, să lucrezi cu mândria, să nu te mândrești, pentru că, de fapt, tu trebuie să te faci tot mai mic, căci este un instrument în lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a celui care se află în locul acesta. Deci, la toate acestea trebuie să meditezi și să lucrezi tot timpul cu sine. Deci nu este un proiect foarte mare al anului care urmează, dar este una din constantele noastre cu care lucrăm și nădăjduim în mila lui Dumnezeu și ale Sfinților Ocrotitori ai Voronețului să ne ajute. Am fost în seara de 2 aprilie 1991 la Voroneț. Eram la școală, dar știam când se va încheia anul școlar, voi deveni monahia Elena, din profesoara Elena care era acolo la Vatra Moldoviței. Și am venit cu maicuța Stareță și cu maica Gabriela și cu maica Rafaela. Voiam să aud din prima seară sunet de toacă și de clopot, să mă bucur de această mare, 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 repet cuvântul, bucurie pe care Bunul Dumnezeu mi-o oferea mie, luându-mă de la școală și aducându-mă aici. Astăzi, când se sărbătorim 28 de ani, mă gândeam spre sfârșitul slujbei, îmi făceam un bilanț. Ce am realizat în acești 28 de ani, eu? Când am plecat de la școală, mama Dumnezeu Tinească m-a întrebat dacă nu o să-mi pară rău după școală. Și mi-a spus tot ea, când m-a ascultat aici, draga mamă, aici e o școală mai mare decât școala cei de unde vin. Am vorbit copiilor, bătrânilor, românilor, străinilor, credincioșilor și necredincioșilor, din toată lumea. Și numai că am vorbit, dar am dus cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu și am trezit în sufletele lor admirație pentru această comoară care este Sfânta Mănăstire Voroneț. M-aș bucura dacă în această clipă aparatul acesta ar putea prinde cerul. Eu le arăt oamenilor care îmi vorbesc că mănăstirea aceasta a noastră parcă a venit din cer. Așa trebuie să arăta cerul în vara anului 1547, când pictorii necunoscuți ai Voronețului, a căror nume sunt scrise în ceruri, au luat o fărâmă de cer și au pus-o pe perete să înfrunte veacurile. Au coborât cerul pe pământ ca să ne ridice pe noi la cer. Mă mai gândeam astăzi, de lângă bucurie, cei 28 de ani sunt 28 de ani de bucurie. Cât am crescut în acești ani, mai mult decât dacă aș fi fost la școală. În spiritualitate am crescut vorbind oamenilor. Am crescut învățând limbi, ca să pot vorbi și celor care departe. Am crescut văzând țări, ca să pot compara frumusețile noastre cu frumusețile altora. Am scris cărți, care s-au tradus în mai multe limbi ale pământului, ca orice om care ajunge din capăt de departe să poată lua cu el o fărâmă de albastru de Voroneț, de frumusețe, de spiritualitate ortodoxă și de credință a noastră românească. Elena Nandriș, primarul satului Mahala din regiunea Cernăuți, spunea emoționată la Voroneț: limba, credința, pământul sunt strunele sufletului românesc, care dor și care nu trebuie atinse. Sunt foarte mulțumită lui Dumnezeu că mi-a îndreptat căile spre mănăstirea aceasta. Întâmplarea a fost că maica Gabriela, maicuța stareță Gabriela, a venit anul trecut la noi să vadă mormântul Aniței Nandriș și monumentul Aniței Nandriș. Și atunci m-am rugat-o dacă se poate, pentru că o prima săptămână postului mare mă stărui să stau undeva, să mă liniștesc, să mă rog în liniște în săptămâna mare, apostolului mare. Și am venit aici și sunt foarte mulțumită, măicuțe
stariță Irina și măicuță stariță Gabriela pentru primirea și pentru cuvintele și pentru vorbele frumoase și povățuirea frumoasă care am ascultat-o de la dumnealor. Aș vrea acum să vă reîntâlniți cu doamnele Lamia Beligan și Valerii Cioloș-Vilema. Sunt foarte puține locurile unde se păstrează lucruri autentice și e important. Vin foarte mulți străini, am auzit, de câte ori mergeam și m-am mers des în weekenduri, de câte ori era ținut târgul la Muzeul Satului, dar am auzit vorbindu-se în engleză, în germană și așa mai departe. Vin oameni singuri, dar vin și părinți cu copii. Invitația Mihaelei a venit la câteva luni după ce am primit, în mod cu totul neașteptat, de la o doamnă, bună prietenă, doamna Ileana Toma, fata primului preot de la Biserica Bucurciobanu, bisericuța mică de lângă parohul, primul paroh al acelei bisericuțe, un basarabean, părintele Alexie Bârcă. Și această doamnă, care acum e în vârstă, m-a invitat într-o zi la ea acasă și mi-a spus: uite, am să-ți arăt ceva, vreau să-ți dăruiesc ceva de mare preț, un album nespus de prețios, pentru că poate vreodată, dacă vei face un muzeu, vei pune acest album sau va fi într-un muzeu. Este un album foarte vechi, foile aproape sunt rupte, sunt îngălbenite de timp, sunt lipite pe dos, dar este foarte prețios și este rodul unei munci de 15 ani. Această doamnă, pe care o cheamă Elena Cornescu, a muncit la acest album, care se cheamă Carte de cusături românești. Această bluză românească simt că sterge clivajele sociale. Aici nu ești Tara, nu ești Regina, ești tu. Matisse, presupun că fiind artist, a fost foarte inspirat de această armonie între motivele, simetrii, dar și curgerea lor. Este și materia, este și textil, nu numai geometrie și culorile. Presupun că ca și artist nu mă mir că a fost fascinat. Rincuș este o inspirație, este și spiritul românesc pus la nivel internațional. Are ceva în el foarte românesc și ceva foarte internațional, transversal, transcendent aproape, aș spune. Adică îmi arată ce mai frumos partea de a fi omul. Masada cerere ar fi și prezența, a fi prezent. Nu să fie aici cu corpul și mintea în altă parte. Simt că acest element vorbește despre umanitatea noastră, de fapt. Ca și Mâncuș, este și foarte românesc, dar este universal. E ceva greu de explicat. Dar exact ca și Mâncuș, Blocaș pleacă de acest motiv tradițional și atinge ceva universal, care ne vorbesc tuturor. Vorbesc mie, ok, poate franțuzeca care stau în România, dar sunt sigur că nu are cum să nu ating orice om de pe planet. Este o frumusețe, este ceva diafan, este ceva arhetipal, aș spune, care te duce dincolo de România. Și mi se pare un cadou extraordinar pe care poate face România umanități și de asta îmi doresc din tot sufletul să ajungă acest fier românesc în patrimoniul UNESCO. Acum aș vrea să mergem la Muzeul Satului, la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti și, de fapt, vom merge cu ajutorul directorului general al acestei instituții, cu doamna Paula Popoiu, care a ținut să fie împreună cu noi în această seară de Sânziene, 24 iunie, Ziua Internațională a Iei Românești, și nu este singură, are și o surpriză pentru dumneavoastră, telespectatorii români de aproape și de departe. Să urmărim pe doamna Paula Popoiu. În colecția de port popular avem peste 15.000 de piese de port popular, din care fac parte și cămășile cu altiță, bine cunoscute însă în viața cea de toate zilele ca Ia Românească, la bluz rumen, așa cum de fapt a făcut-o cunoscută Matisse. Sigur că a face o pledoarie pentru intrarea în patrimoniu mondial UNESCO a cămășii cu altiță, respectiv a Iei Românești, este deja un lucru argumentat de ani de zile, argumentat în primul rând prin interesul pe care îl avem noi românii, dar nu numai noi, pentru că această piesă de costum s-a internaționalizat în ultima vreme.
A spune de asemenea că un alt argument este valoarea identitară a ei românești, pentru că dacă s-au mai păstrat undeva piese de costum originale, atunci această țară se numește România. Nu numai în Muzeul Satului se găsesc aceste piese de costum, se găsesc în toate muzeele etnologice ale țării, dar mai ales lucru foarte important pentru ca această piesă de costum să intre în patrimoniul mondial UNESCO este faptul că o găsim încă în sate. Este un element de patrimoniu viu. Încă femeile din sate mai cosii, încă femeile din sate se îmbracă în costumul de sărbătoare, care cuprinde și cămașa cu altiță, și merg la biserică, mai ales la marile sărbători. Eu sunt Maria din România și astăzi vă voi prezenta iama. Pentru că se apropie Noaptea Sânzienelor, vă voi spune și o poezie. Această ie pe care o port eu acum este din zona Mușcel, care a fost purtată acum foarte mult timp și de Regina Maria. Și acum, pentru că am terminat prezentarea ei, vom trece și la poezia despre Sânziene. Du-te, soare, vină lună, sânzienele în bună, să le fie floarea floare, galbenă mirositoare. Fetele să le adună, să le prindă în cunună, să pună la pălărie floare pentru cununie. Iubesc Suceava, acolo locuiesc bunicii, bunicile și străbunicile mele. Abia aștept să vină vacanța, să mă duc să mă joc cu ei. Bună ziua, sunt Antonia, am 6 ani, locuiesc în Portugalia. Gospodinea de Otilia Cazimina. O furnică duce în spate un grăun de jumătate. Încotro merg furioar, ia ca merg eu la moară. Și-s grăbită, că-mi e casa neîngrijită și mi-s rufele la soare și copiii îmi cer mâncare. Că la noi în usturoi nu e timp pentru zăbavă, că de n-ar fi de ispravă, ar fi vai și-a mai de noi. Să ne vedem cu bine! Frumoasă ea numenească, putată pe hol în sat, e bogăția strânsească, ce încă nu s-a luat. Să venim acasă și măcar odată să mai stăm la masă. Așezat grămadă. În limba ta de vigore vieu, în aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ. Și doar în limba ta durerea poți umângâi, iar bucurie s-o preaschim în cânt. În limba ta ți-e dor de mamă, și vinul e mai vin, și prăzul e mai prânz. Și doar în limba ta poți râde singur, și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta. Sănătate și bucurie toată România. Fă-te suflete, copil, și străcoare de tiptil, prin porunc cu moți și ciucul, ca să poți să te mai bucuri. Strânge slove, cărți și pană, dă-le toate de pomană. Unui nou învățicel să se chinuie și el. Gândul n-o să te mai fure, prin zăvoare și pădure, cu ecoul de cuvinte care îngână și te minte. Când tristețile te dor, uită tot și târgul lor. Un gând bun tuturor români din străinătate să ne zmim cu toți sănătoși. Țara mea, de Otilia Cazimina. Frumoase mei țare străveche, întinse pe munci pe hai, cu fete cu flori la ureche, cu mândri și age sorcai. Frumoase mei țara cea nouă, când rede cu răstineresc, cum rede grădina când plouă și florile când înfloresc. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul, e doina și vioara, e
ce șapă sună. Doi frați cu minți, Elena Farabu. Noi suntem doi frați în casă și nu ne certăm deloc. La masă noi suntem tăcuți și suntem cu minți în orice loc. Păpușica mea vorbește, zice mamă și puteți. O și cine mâna ea, mi-a tot zice mama, m-a certat cu păpușica. Cum să nu-ți cunoști mânica? Bate glăcura și dulce, România mea de dor. Unde plec, unde m-aș duce, tot la tine-n privor. Vin să beau din seva verde, din netarul de iubiri. În pădurea de m-aș pierde, am atâtea amintiri de Violeta Petre. Bună, mă numesc Letizia și trăiesc aici în Portugal de 13 ani cu părinții mei și frate. Vreau să transmit la toți români un la mulți ani de ziua ei românești. Pupici la toată familia mea din Maramureș. O țară am, îi spun acasă, ca ea nu-i alta mai frumoasă. Mi-e dor în fiecare zi de munți, de mari, de câmpii. La mulți ani, România! Ce-o plecat să rătăcească, s-o țină obiect de cult, iar de poate să vorbească așa cum o făcea de mult, limbă dragă, românească. Sunt Andreea, salutări din Portugalia! Thank you.
Numai împreună putem face România mai frumoasă, mai cunoscută și mai apreciată în lume. Împreună putem construi un viitor mai bun, mai luminos pentru România, pentru noi, pentru urmașii noștri. Să fim mai buni, mai puternici, mai uniți, mai disciplinați, mai responsabili, mai înțelegători unul cu celălalt. Să ne respectăm și să ne apărăm credința, tradițiile, istoria, limba și teritoriul strămoșesc. Să citim, să învățăm în fiecare zi, să învățăm și din greșelile noastre, să nu ne lăsăm controlați, să fim demni și să luptăm până la capăt, indiferent de obstacol. Să fim mereu români. Români de aproape și români de departe, oriunde vă aflați, nu uitați. Și voi sunteți România. Avem nevoie de dumneavoastră. Sunt Mihaela Crăciun și vă aștept la articolul 7.